Hristos a înviat! Bună ziua, Cimișlia! Bună ziua, cimișlieni! Bună ziua, europeni! Astăzi este 9 mai, ziua Europei. Spunea cineva că avem nevoie astăzi, mai mult decât în alte dăți, de pace. Rugăm să ne aliniem drepți pentru a onora drapelul și imnul Republicii Moldova. Vom onora Oda Bucuriei de Beethoven, imnul Europei. Suverană, care își va păstra neutralitatea, Moldova, stat european. Dragii noștri, vreau să aplaudați tânăra generație, generația care vor fi cetățeni ai Uniunii Europene. Dați-le aplauze. Floarea ce crește în viscol și ger, ca ploaia ce cade în apă și nori, și dorul ce crește uitată sub cer, mă simt uneori și eu. Și tare mi-e frică de păsări de oțel, ce zboară în aer, nu vreau să le aud. Și dacă se cânte doar cântecul meu, și vreau să-l cântăm mereu. Vreau multă pace și vreau mult soare pentru planeta ce ne-a dat viață. Vreau să ne cânte
cu frumusețe și cu tandrețe speranță vreau. Vreau multă pace și vreau mult soare pentru planeta ce ne-a dat viață. Vreau și tandrețe și frumusețe, multă iubire, speranță vreau. Și tare mi-e frică de păsări de țel, ce țipă în aer, nu vreau să le aud. Eu vreau să se aude doar cântecul meu și aș vrea totdeauna să-mi cânt. Vreau multă pace și vreau mult soare pentru Moldova ce a dat viață. Și să se audă sus către zare cu iubire și cu speranță. Vreau multă pace și vreau mult soare pentru Moldova ce ne-a dat viață. Vreau să se audă multă iubire și fericire, speranță vreau. Vreau iubire și fericire, vreau iubire și fericire. Fluturașii de la grădinița Creșe Rândunica pentru prima dată la 4 anișori în scenă. Unde-i mămica Veronica? Unde-i mămica Veronica? Ia uitați-vă ce emoții au. Ziceam ca la meeting-ul de astăzi să fie sărbătoare, să se simtă... Vreți cu mine să stați? Să se simtă atmosfera de sărbătoare, gata cu tristețea. Haideți să punem preț pe pace, haideți să punem preț pe țara noastră, să ne iubim mai mult dacă vreți, să ne înțelegem cu semenii, și să reținem un singur moment că pentru fiecare acțiune poate deveni uneori prea târziu. Despre asta ne vorbește istoria. Ziua Europei este un moment special în calendarul nostru, un prilej de sărbătoare, o reflecție asupra valorilor și a realizărilor Uniunii Europene. Noi sărbătorim astăzi pe 9 mai, această zi simbolică care marchează momentul istoric în care Robert Schuman, ministru de externe a Franței în anii 50, a făcut o propunere audanță. El a sugerat crearea comunității europene a cărbunelui și oțelului, o inițiativă care să unească resursele de cărbune și oțel ale Franței și Germaniei, cu obiectivul de a promova pacea și prosperitatea în Europa. Aceasta a fost primul pas spre ceea ce astăzi noi cunoaștem sub numele de Uniune Europeană, în care Moldova, cu siguranță, este. Dați-mi voie să vă salut, dragi și mișlieni, astăzi în Republică, în fiecare localitate, dar și în capitala țării, în inima Moldovei, este marcată sărbătoarea aceasta a victoriei, a luptei împotriva răului și a conștientizării cât de mult avem nevoie de soare și de pace. În fața domniilor voastre, cu gânduri și aspirație europeană, vine președintele raionului Cimișlia, domnul Andrian Talmaci. Hristos a înviat, stimați concetățeni, în această zi plină de semnificație, Ziua Europei, ne adunăm pentru a sărbători valorile fundamentale ale Uniunii Europene și pentru a reflecta asupra importanței de a face parte din familia europeană. Astăzi marcăm nu doar pacea și prosperitatea pe care le-a adus integrarea europeană, ci și angajamentul nostru ferm pentru valorile democrației, drepturilor omului și diversității culturale.
faptul că ne aflăm azi aici, în inima Europei, reprezintă nu doar o onoare, ci și o responsabilitate. În familia europeană suntem legați nu doar de geografie, ci și de aspirații comune, pentru un viitor mai bun pentru toți cetățenii noștri. Prin cooperare și solidaritate putem depăși provocările actuale, conflictele armate și construi un viitor mai sigur și mai prosper. În această zi solemnă nu putem să uităm de onoarea, memoria eroilor căzuți, cei care și-au dat viața în lupta pentru libertate și demnitate umană în timpul celui de-al doilea război mondial. Eroii noștri căzuți rămân mereu în inimile noastre, iar sacrificiul lor ne amintește de drept prețul libertății și cât de important este să fie pace pe pământ. De aici reiese și importanța fondării Uniunii Europene. Sărbătorim Ziua Europei și comemorăm eroii noștri căzuți. Ne reafirmăm angajamentul pentru o Europă unită, în care diversitatea este celebră și drepturile fiecărui om sunt respectate. Cu solidaritate și determinare vom continua să construim un viitor mai luminos pentru toți locuitorii raionului Cimișlia și pentru întreaga țară și pentru întreaga Europa. Vă mulțumesc frumos! Așa să fie. În prezent, Ziua Europei este o ocazie de a sărbători și diversitatea culturală, dar și lingvistică a țării, precum și valorile pe care noi le împărtășim. Democrația, drepturile omului, statul de drept și solidaritatea. Este de asemenea un moment de a reflecta asupra provocărilor pe care le întâmpină astăzi Europa și de a căuta soluții comune pentru aceasta. În fața domniilor voastre vine reprezentanta guvernului în teritoriu, Cristina Olărescu. Puține zile din calendar au darul de a vorbi deopotrivă. Puține zile sunt încărcate în egală măsură de amintirea unor evenimente dureroase, dar și de speranță. Bună ziua și Hristos a înviat, stimați invitați, doamnelor și domnilor! Despre Europa se poate spune multe lucruri. Este un spațiu al libertății și al democrației, al diversității și al dialogului, al prosperității și al șanselor egale. Astăzi, 9 mai 2024, în toată Republica Moldova și nu doar, celebrăm pace și unitatea familiei europene. O familie din care se va face parte și Republica Moldova, pentru că suntem europeni și pentru că locul nostru este în Uniunea Europeană. Sunt convinsă că va veni momentul când vom sărbători Ziua Europenii ca membru cu drept de plin în această mare familie. Cu toți știm ce înseamnă Uniunea Europeană. Pace în care continentul european trăiește de peste 70 de ani. Oportunitatea de a construi o viață mai bună prin muncă cinstită, lege egală pentru toți. Statele europene sunt alături de noi. Ne ajută să construim acest drum, să modernizăm școli, spitale, să construim poduri și drumuri, să-i ajutăm pe cei vulnerabili și să salvăm vieți. Europa ne-a primit cu brațele deschise. Suntem tot mai respectați la nivel internațional. Avem un loc egal la masa cu discuția celor mai importante țări ale lumii. Suntem auziți, suntem ascultați și ne este oferit cel mai mare sprijin de care poate avea nevoie Republica Moldova. Perioada pe care o traversăm nu este deloc una simplă. Numeroase provocări ne încearcă doar angajamentul, determinarea și capacitatea de acțiune comună. Trebuie să fim conștienți, dar și să ne inspire. Și nu există o construcție durabilă care nu poate să fi trecut peste și să înfrunte toate circumstanțele. Iar noi trebuie să rămânem uniți și solidari. Doamnelor și domnilor, Republica Moldova este o sursă de democrație și de stabilitate.
într-o regiune complicată, este un partener angajat în susținerea păcii și libertății. Guvernul Republicii Moldova își dorește o țară cu cetățeni prosperi, cu inspirații puternice și transparente. Cu toții ne dorim să trăim într-o lume sigură, în care problemele țării se rezolvă prin dialog, în care există respect față de statele mici. Astăzi sărbătorim nu doar Ziua Europei, ci și angajamentul Republicii Moldova pentru pace, pentru unitate și pentru pace, unitate și prosperitate. Să ne aducem aminte nu doar astăzi, ci în fiecare zi și să lucrăm împreună pentru a construi o Europa mai bună pentru generațiile viitoare. La mulți ani, Europa! La mulți ani, Moldova europeană! Vă mulțumesc! La mulți ani! Vreau să fiți mai darnici la aplauze. Se spune că zgomotul, sunetul, danganul de clopoci, aplauzele propagă și adună energia pozitivă. Într-o lume tot mai interconectată, Uniunea Europeană joacă un rol crucial în promovarea păcii și stabilității, atât în interiorul granițelor sale, cât și în afara lor. Prin intermediul cooperării economice, politice și culturale, Europa poate să facă față provocărilor globale și să valorifice oportunitățile emergente, și țara noastră merge într-acolo. În fața domniilor voastre, cu îndemnul să vă bucurați, prieteni, vine edilul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi. Hristos a înviat, bună ziua! Dragi cetățeni ai orașului Cimișlia, onorată asistență! Astăzi, 9 mai, comemorăm două momente istorice deosebit de semnificative pentru umanitate. Ziua Victoriei în cel de-al doilea război mondial și Ziua Europei. Ziua Victoriei ne reamintește de sacrificiile făcute de generațiile anterioare în lupta împotriva tiraniei și a fascismului. Este o ocazie solemnă de a onora curajul și devotamentul celor care și-au dat viața pentru a apăra libertatea și demnitatea umană. Acest moment nu trebuie niciodată uitat sau minimalizat, iar noi avem datoria de a prețui și de a proteja moștenirea lor eroică. În același timp, celebrăm Ziua Europei, care marchează visul și aspirația către pace, cooperare și unitate în Europa. Este un moment de celebrare a valorilor comune, a diversității culturale și a solidarității între popoare, într-o lume marcată de schimbări și provocări complexe. Colaborarea europeană rămâne un pilon fundamental pentru stabilitate și progres. Un aspect deosebit de important și îmbucurător pentru comunitatea noastră este parteneriatul și sprijinul oferit de Uniunea Europeană în dezvoltarea îmbunătățirii infrastructurii și a calității vieții în orașul nostru. Proiectele investiționale din sursele Uniunii Europene sunt motorul dezvoltării noastre economice și sociale și sunt cruciale pentru crearea locurilor de muncă, stimularea afacerilor locale și îmbunătățirea calității vieții pentru toți locuitorii noștri. Europenii au adus sprijin substanțial primăriei noastre, contribuind la implementarea unor proiecte esențiale. Prin construirea unui apeduct modern, ne-au asigurat accesul la apă potabilă în condiții optime, un pas esențial pentru sănătatea și bunăstarea noastră. La fel, instalarea indicatoarelor stradale nu doar că ne-a facilitat deplasarea în siguranță, ci și a redus riscul de accidente. În plus, terenurile de joacă pe care le-am amenajat au devenit locuri de bucurie și socializare pentru copiii noștri. Repararea grădiniților, amenajarea scoarului, recunoștinței, zona tinerilor au transformat spațiile noastre comune în locuri prietenoase și atrăgătoare în care comunitatea să poată reuni și interacționa într-un mod plăcut și constructiv. Un alt proiect implementat cu ajutorul Uniunii Europene este construcția stradele Ștefan cel Mare 1, care interconectează sectoarele Taiwan și centru regiunea școlii profesionale. A fost amenajat o porțiune de drum din beton de 200 de metri și alte 200 de metri de traseu pietonal.
De-a lungul traseului au fost amenajate două foișoare, au fost instalați stâlpi pentru iluminare cu panouri fotovoltaice, coșuri pentru gunoi. Astfel se deschide o priveliște spre partea de est și sud a orașului, zona pietonală devenind un loc de odihnă pentru cimișlieni. Un alt proiect deosebit, care a avut un impact direct și pozitiv asupra comunității noastre, a fost procurarea a două microbuze pentru orașul nostru. Aceste microbuze nu doar că ne oferă un mod de transport confortabil și sigur, dar reprezintă un simbol al solidarității și al colaborării internaționale. Ele demonstrează că atunci când lucrăm împreună și când ne unim resursele și eforturile, putem face lucruri extraordinare și putem îmbunătăți viețile oamenilor din întreaga comunitate. Vreau să transmit sincere mulțumiri partenerilor noștri europeni pentru sprijinul lor necondiționat și pentru investiția lor în viitorul nostru comun. Gestul lor nu numai că a adus un beneficiu concret pentru orașul nostru, dar a consolidat și mai mult legăturile noastre și prietenia noastră. Astăzi, în calitate de primar, mă angajez să fac tot ce este posibil pentru a promova valorile europene în comunitatea noastră. Să consolidăm dintre locuitorii noștri și popoarele din întreaga Europa și să contribuim activ la construirea unei Europe mai unite, mai puternice și mai inclusive. La mulți ani, Europa! Vă mulțumesc! Mulțumim! Vreau doar să mai atrag atenția că, datorită programului Satul European 1, anul trecut am edificat monumentul eroilor cimișlieni căzuți în toate războaiele care au avut loc și în care cimișlieni au participat. Cu părere de rău, nu știu, sper să nu fi fost politic, însă ieri la evenimentul de 8 mai, organizat la Maica Îndurerată, nu s-a specificat nicăieri acele nume care au fost numele ale cimișlienilor prin două plăci amplasate la acest monument. Eu vreau să cunoașteți că acest monument din spatele monumentului Maica Îndurerată, monumentul cimișlienilor eroi, este edificat în exclusivitate pentru toți eroii care au participat în războaiele în care cimișlienii au fost prezenți. Vă mulțumesc! Mulțumim! Memoria este un pilon al nerepetării istoriei trăite din 45 până încoace. Contăm enorm pe pilonul educației în fiecare țară pentru a educa frumos copiii ca să nu mai repetăm ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, în Israel, în Palestina și în alte state, care zguduie trăirile noastre și poate astăzi mai mult decât în alte dăți, trebuie să menționăm faptul cât de importantă este educația tinerelor generații. În fața domniilor voastre vine Nina Nenescu, directoare al Liceului Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cimișlia. Pentru că ceea ce aduc eu aici este că simt ceea ce simțiți și dumneavoastră. Simt și eu, ca toată lumea, o continuă dilemă, o provocare în raport cu ceea ce se întâmplă în sistemul politic, într-o continuă schimbare, da? Am noi semne de întrebare în legătură cu mișcările halucinante din economie, din societate. De aceea, eu însă, știu cu adevărat și sunt absolut convinsă că totuși direcția care a fost luată cu toate dilemele mele trebuie să continuăm. Direcția europeană. Și voi încerca să vă conving în această privință din perspectiva domeniului meu. Mă întreb deseori care este menirea educației în acest context și respectiv educația, stimați concetățeni, totuși este rădăcina schimbării. Și acest lucru a fost sesizat de către alte țări, țările europene, care merg cu mult înaintea noastră, pășesc și se strădui cât de cât să ne ajute să ne aliniem lor.
Educația este un sistem complex care, nefiind perfectat în permanență, poate pierde din armonie și echilibru. Și aici se cere o angajare a unor paradigme, a unor scheme, a unor invenții cât mai eficiente, astfel încât să corespundă unui univers interior al unui copil nativ digital, a unui tânăr postmodernist. Acest mecanism necesită cu siguranță atenție la detalii, la coordonare și cooperare a unor structuri destinate perfecțiunii. Evident, ne apar un șir de întrebări: cine, ce și cum va face acest lucru și de ce va face acest lucru. Resursa de bază totuși sunt eu, adică noi toți, educatorii. Forța motrice a schimbării, care va putea mișca lucrurile în strânsă corelație cu alte structuri politice, economice, sociale, culturale, care pot pune umărul la procesul de corelare și resuscitare a mecanismului de educare. Cum? Catalizatorul de bază va fi cooperarea și crearea unui mecanism viu din propriile, respectiv, politici europene și politicile care ne le aduce Europa. Prin echilibrarea unor valori, a unor politici educaționale, ceea ce pot face în acest sistem este motivația noastră. Ceea ce putem face noi este motivația noastră. Prin cultivarea valorilor, prin schimbările actuale și prin transformare. Uniunea Europeană, în acest sens, constituie punctul de sprijin în forțele noastre, în intențiile noastre nobile, pe care le promovăm, și aici intervine conceptul de educație de calitate. Educația de calitate în Uniunea Europeană este un pilon pe care se sprijină toate țările. Valorile europene, precum unitatea și integritatea, diversitatea, toleranța, viziunea critică asupra actualității, constituie punctul de sprijin pentru atingerea standardelor de calitate. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu structurile europene, a creat o serie de direcții, proiecte, care promovează calitatea în educație. Unul dintre acestea este crearea rețelei școlilor model, care propagă incluziunea, inovația, armonie cu natura, integritatea, integrarea noilor concepte de calitate, posibilitatea de a se integra a școlilor mici într-o educație de calitate. A doua resursă pe care noi putem să o promovăm este crearea rețelei de mentori prin Institutul Național de Educație și Leadership, care va pune accent pe mentorat, pe interrelaționare în crearea și perfecționarea educației de calitate și, respectiv, a cadrelor didactice, a perfecțiunii maestriei pedagogice. În contextul acesta, pun accent și pe aceste campanii de promovare a integrității, a inovației, precum este cea ultima, care se numește Fii onest, nu copia, fiind actuală și aproape de examenele de absolvire a gimnaziului. Respectiv, acest lucru ne-ar putea ajuta să ne integrăm în conceptul Uniunii Europene de integritate și onestitate. O investire în infrastructură, în eficiență energetică, în dotări cu echipamente de ultimă generație. Toate sunt datorite Uniunii Europene. De asemenea, școlile noastre își vor continua politica aceasta de inovație pe care o propagă Ministerul Educației, sigur că vor fi susținuți și tinerii specialiști cu mijloace financiare, materiale, necesitățile atât materiale cât și profesionale. Adaptarea curriculumului la cerințele actuale este ultimul proiect pe care îl promovează Ministerul Educației în strânsă relație cu țările europene și care se axează pe integrarea domeniilor și pe
direcționare spre deprinderile de viață. O atenție aparte este acordată educației financiare și economice, educației ecologice, educației antreprenoriale. În contextul acesta vreau să menționez de asemenea și investițiile în învățământul superior. Sigur că avem nevoie de continuitate în acest context și respectiv învățământul superior este dotat, este promovat în idee de cercetare și inovație, schimb academic, respectiv internaționalizarea diplomilor de studii superioare. Toate aceste tendințe poartă amprenta investițiilor Uniunii Europene, a băncii mondiale și altor structuri internaționale care pot și sunt interesate să investească în procesul de inovație și în echilibrul mondial. Voi încheia cu un citat de Nelson Mandela care spune că educația este cea mai bună armă, și zic eu unica, prin care poți schimba lumea. Pentru că zic eu doar prin educație devii om și viitor cetățean al țării, demn de continuitate. Continuitatea valorilor, echității și diversității. Ceea ce eu am observat din proprie experiență este faptul că educația nu se prestează, educația se trăiește. Și atunci când simți că trăiești educația, vin în rândurile noastre, suntem deschiși. Dar acest lucru poate fi posibil doar prin intermediul susținerii Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumim! Cultura și educația fac parte din apexul familiei europene și într-acolo trebuie să ajungem. Astăzi, Ziua Europei este marcată prin diverse evenimente și activități organizate în întreaga Europa, pe întreg continentul, de la discuții academice și expoziții culturale până la concerte și festivaluri. Este un prilej de a celebra unitatea și diversitatea noastră și de a ne angaja într-un viitor comun bazat pe valorile pe care noi le împărtășim și pe respectul reciproc. Despre investițiile țării noastre, România, în educație și cultură, în medicină, în dezvoltarea unor sectoare independente, cred că trebuie să vorbim la nesfârșit și să le mulțumim. În fața domniilor voastre este chemat consilierul raional și directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Nicolae Hristov. Stimați cetățeni, astăzi, 9 mai, ne adunăm pentru a celebra Ziua Europei, un moment emblematic pentru a reflecta la fundamentele pe care se bazează Europa Unită. Unitate, pace și prosperitate. Această zi, alături de comemorarea de pe 8 mai a victoriei împotriva tiraniei în cel de-al doilea război mondial, ne reamintește că valorile europene sunt fundamentale în lumea noastră contemporană. Evenimentele actuale, agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei, subliniază importanța crucială a solidarității și a angajamentului ferm pentru principiile de suveranitate națională, democrație și respect pentru drepturile omului. Aceste principii sunt coloana vertebrală a păcii și stabilității în Europa și în întreaga lume. În calitate de cetățeni și în contextul aspirațiilor noastre de a adera la Uniunea Europeană, responsabilitatea noastră este de a contribui activ la acest dialog global. Este esențial să fie cultivate și consolidate dialogul și cooperarea la toate nivelurile, de la comunități locale, la cele naționale și internaționale. Acest efort comun va consolida nu doar structura noastră internă, ci și unitatea europeană, unde deciziile se bazează pe respect reciproc și pe înțelegere profundă. De asemenea, este crucial să recunoaștem și să valorificăm puterea memoriei colective. Acest aspect ne permite să apreciem sacrificiile făcute pentru libertate, să învățăm din greșelile trecutului și să folosim aceste lecții pentru a construi un viitor mai sigur și mai prosper.
Memoria colectivă nu doar că ne ghidează în comemorarea evenimentelor istorice, dar este și o piatră de temelie în formarea unei viziuni durabile pentru pace și cooperare. Să tratăm Ziua Europei ca pe o reafirmare a devotamentului nostru față de idealurile europene. Să colaborăm pentru a transforma speranța într-o realitate palpabilă, asigurându-ne că toate acțiunile noastre reflectă angajamentul față de o comunitate mai puternică și mai unită, care apreciază drepturile și libertățile individuale. Prin eforturile noastre comune, suntem în măsură să construim o comunitate care nu doar aspiră la standardele unei societăți mai dezvoltate, ci le incorporează în mod activ, modelând un viitor în care toți cetățenii să-i pot prospera în pace și demnitate. Mulțumesc! În concluzie, stimați prieteni, ceea ce s-a întâmplat din 41 până în 45, mai exact din 39 până în 45, până în seara lui 8 mai, nu trebuie să se repete, nu ar trebui să uităm, ar trebui zilnic, începând cu draga dimineață, să promovăm pacea și întâi de toate, pacea între oameni. În final, Ziua Europei, Ziua Memoriei, a tragicului război de luptă împotriva fascismului, ne reamintește că suntem parte a unei comunități mai mari, călăuzită de idealuri, s-a vorbit aici, idealuri comune și aspirații împărtășite. În ciuda provocărilor și diferențelor noastre, suntem legați împreună de un destin comun și de dorința de a construi un viitor mai bun la noi, acasă, pentru toți cetățenii și întâi de toate pentru generațiile viitoare. În memoria tuturor celor care au scris istorie în lupta pentru păstrarea păcii, rog să luăm un minut de reculegere. Astăzi cred că vom merge acasă și vom vorbi mai mult despre cât de importantă este această zi. Vom depune flori la Marele Domnitor Ștefan cel Mare, după care tradițional vom merge la Monumentul Maicii Îndurerate din orașul Cimișlia, precum și la Monumentul nou edificat în orașul nostru, Monumentul Eroilor Cimișlieni, ca simbolistică a marelui Gheorghe Postovanu, cetățean de onoare a raionului Cimișlia, sculptorul, rândonica înălțată spre cer, vestitoare a primăverii, a primăverii cea care are victoria asupra iernii. Cu Doamne ajute și Hristos s-a înviat!
Domn primar! Să-mi fac poți de prima de prima. Dar mă vin oamenii. Ei, hai! Hristos a înviat, mă numesc Sergiu Andronache, sunt primarul orașului Cimșlia. Ne aflăm acum la monumentul Maica Îndurerată, un monument în care până anul trecut au fost gravate familiile a peste 700 de eroi care nu sunt niciunul din orașul Cimșlia. Iar anul trecut, în cadrul programului Satul European, Primăria Cimșlia a edificat un monument în spatele monumentului Maica Îndurerată, în care, de fapt, se numește Monumentul tuturor eroilor cimșlieni căzuți pe câmpurile de luptă. Și totodată au fost instalate la acest monument, unde nu era niciun cimșlean, peste 246 de familii, de acei care au luptat și au murit în al doilea război mondial. Iată, plăcile sunt în spatele meu. Acum acest monument a prins o altă viață datorită faptului că avem aici toți cimșlienii care au luptat și au căzut la datorie în acel război din 1939-1945. Că nu trebuie să uităm nici istoria în care
inclusiv cimișlenii noștri, cei peste 246 de cimișleni, au luptat, au căzut la datorie și totodată este și Ziua Europei, care Ziua Europei ne amintește de unitate, de diversitate și eu personal îmi doresc foarte mult să facem parte din familia mare a Uniunii Europene și cât mai curând posibil, doar care o să ne aducă beneficii, văzând și știm cu toții cât de bine, ce trai decent au și bine dezvoltat în Uniunea Europeană, să facem și noi parte din această familie. Un mesaj de felicitare pentru președinție. Dragi cimișlieni, vreau din numele meu personal și din numele consilierilor și a echipei primăriei să vă felicit cu această sărbătoare dublă, prin care să nu uităm niciodată de acele evenimente care s-au desfășurat în 39-45, să vă felicit cu acele sărbători care, cu acea sărbătoare mare, Ziua Europei, care pentru fiecare de noi trebuie să fie ceva important, pentru că atât ca geografic suntem în Europa, dar ne mai trebuie un pas să fim și în familia mare europeană a Uniunii Europene.